Cartel Alfa organizează o manifestație în Baia Mare pe data de 4 septembrie. Filiala Maramureș desfășoară un marș-meeting cu pornire de la Casa de Pensii Maramureș. Apoi, sindicaliștii vor picheta partidele politice PSD și PNL, iar la final se vor strânge în fața prefecturii Maramureș. Aceste acțiuni au ca intenție declanșarea unor mecanisme de dialog social cu scop reparatoriu a situației antisociale în care sunt plasați cei care au muncit greu și foarte greu de către politicienii care guvernează România, asta fiindcă pensiile nu sunt corecte. Au scăzut și cu 2.000 și cu 3.000 de lei. Bine, vine guvernul și ne spune că vom primi în continuare aceeași valoare ca și net la pensie, dar este practic o jumate de adevăr. Pentru că, vă spun sincer, toți lucrătorii cu condiții speciale și cei din minerit nu vor mai avea pe o perioadă de cel puțin 5 ani de zile nicio creștere, nici măcar aplicarea inflației la pensiile actuale aflate în plată. Deci, practic, ei sunt sancționați. Degeaba spunem că vei lua tot atâta pensie, pentru că de la 1 ianuarie deja nu vei mai lua aceeași pensie. În cadrul protestului se vor stabili care sunt pașii ce trebuie urmați pentru perioada ce vine, fiindcă autoritățile nu țin cont de doleanțele oamenilor. Guvernul României au o gândire interioară în care ei știu ce discută, o țin în secret și ne pun de multe ori pe noi, pe sindicate, în fața unui fapt împlinit. Lucru care s-a întâmplat și cu această lege, cu toate că am solicitat și am avut întâlniri la nivel ministerial, Ministerul Muncii, noi vorbim, ei nu iau în seamă. Iar acum, când lumea deja va ieși în stradă și, practic, eu am spus că vor fi circa 150 de oameni, mă aștept poate și la 1000 de oameni. Cu o zi înainte de marșul din Baia Mare, pe 3 septembrie, minerii din Mehedinți vor protesta și ei nemulțumiți de recalcularea pensiilor, care a dus la scăderi între 1800 și 2800 de lei.